Ca să vezi, v-am sunat doi prieteni. Unul mi-a cerut să vorbesc într-un videoclip viitor despre cum putem transcrie permisele de conducere din cel român în cel german, iar celălalt prieten m-a sunat să mă roage să-i spun ce poate să facă cu atestatul dacă este valabil din România, atestatul de transport persoane din România în Germania. Așa că cu acest videoclip lovesc doi iepuri dintr-o lovitură și azi aflăm cum schimbăm permisul de conducere românesc într-un permis de conducere german. Atât categoriile A și B, cât și categoriile profesioniste C, E și D, precum și dacă atestatele ne sunt sau nu recunoscute, dar totul după intro. Salutare! Eu sunt Adrian Iftode, cel care te poate ajuta în obținerea asigurării care ție ți se potrivește, fie ea de tip RCA, casco, tile casco, avocatură, sticlă, asigurare privată sau de orice fel pe teritoriul Germaniei, dacă, bineînțeles, îmi scrii un e-mail la adresa adrianiftode35@gmail.com. Tot acolo te rog să îmi scrii dacă ai ceva chestii private care ai dori să nu le publici în comentarii, în secțiunea de comentarii. Acum trecem la subiectul zilei și anume cum îți poți schimba permisul de conducere românesc într-un permis de conducere german. Avem întrebări, normal că avem întrebări. Ai dreptul să-l schimbi? Ce cursuri trebuie să mai urmezi pentru a-l schimba? Ce acte ai nevoie pentru a face acest lucru? La ce instituție trebuie să te adresezi? Și, de ce nu, cum poți urgenta tot procesul. Și, totuși, să nu uităm de numărul 6, îți sunt recunoscute și atestatele? Dar numărul 7, care îți vor fi avantajele, dar dezavantajele dacă schimbi permisul din românesc în german? Păi, hai să-i dăm drumul. Indiferent unde ai obținut permisul de conducere, bineînțeles că ai dreptul de a-l transcrie într-unul german. În acest clip voi explica cum îl transcrii dacă l-ai obținut într-un stat membru UE, precum România. Dacă, hai să zicem, vor fi peste 35 de comentarii care vor cere să fac un video informativ pentru transcrierea din afara spațiului UE, precum este Republica Moldova ori Rusia, voi face un videoclip și pe acest subiect. Rămânem în spațiul Uniunii Europene, unde permisele de conducere și atestatele valabile sunt recunoscute între statele membre. Așadar, nu ai nevoie să urmezi niciun fel de curs în Germania pentru a-ți echivala permisul obținut în România. Actele necesare pentru transcrierea categoriilor A sau B sunt permisul de conducere, buletinul sau pașaportul, dovada de reședință din Germania, Meldebescheinigung sau Anmeldung, așa cum îl cunoaște toată lumea, o poză biometrică trebuie de asemenea atașată și cererea de schimbare a permisului care se completează pe loc la Führerscheinstelle, adică secția de permise de conducere în Germania. Pentru transcrierea permiselor de conducere profesioniste, clasele C, E și sau D, vom avea și atestatele la îndemână, precum și două poze biometrice. De ce două? Pentru că o poză vine lipită pe permisul de conducere și una pe atestat. Da? Amândouă se predau împreună la Führerscheinstelle. Tot aici, la Führerscheinstelle, avem ocazia de a solicita și transcrierea în regim de urgență, dacă este nevoie, pentru oricare dintre categoriile de permis. Și astfel vom primi noul permis în decurs de aproximativ o săptămână de la solicitare, în schimbul unei taxe. Bineînțeles, totul e pe bani. Atenție! Atât taxa de preschimbare, precum și cea de urgență, este posibil să nu poată fi încasată direct de către funcționarii serviciului de permise și vă vor veni scrisori cu înștiințările de plată la domiciliu, precum și datele de plată, acestea făcându-se, bineînțeles, prin transfer bancar. Schimbarea cartelei tahograf urmează să fie făcută la un centru TÜV sau DECRA după ce primești noul permis. Ai nevoie de seria noului permis. Și vei avea nevoie de aceleași documente și o poză biometrică.
Avantaje și dezavantaje. Ei, aici e un pic mai interesant. Nu prea sunt, să zicem, nici avantaje, nici dezavantaje foarte multe, fiindcă ambele permise sunt permise europene. Un avantaj am putea zice că apare în cazul în care permisul nostru german e suspendat în orice alt stat, precum ar fi România. Pe perioada suspendării ai dreptul de a-l cere înapoi și de a conduce în afara României, adică cu dreptul de conducere suspendat în România, ai dreptul să conduci în Ungaria, deja Austria, Germania, de exemplu, oriunde altundeva, în afară de România. Doriți un video explicativ despre acest subiect? Știți regula. La 35 de comentarii care să ceară un video explicativ, voi vorbi despre acest subiect într-un videoclip viitor. Nu ezita să-mi scrii la această adresă de e-mail adrianiftode35@gmail.com. Poți să-mi pui întrebări sau dacă necesiți sprijin în alegerea unei asigurări sau dacă pur și simplu nu vrei să scrii în secțiunea de comentarii, scrie-mi pe e-mail. Până data viitoare, toate cele bune și numai bine!